Pacienții cu boli cronice mai au șansa de a beneficia de tratamente specifice afecțiunii de care suferă, dar pe care nu și le pot permite din cauza costurilor ridicate prin solicitarea decontării acestor tratamente prin casa de asigurări. Dosarul de tratament este întocmit de medicul curant, care atașează la el un referat de aprobare contrasemnat de medicul coordonator. Investigațiile care arată diagnosticul și evoluția bolii, precum și o copie după actul de identitate și o declarație din partea pacientului care este de acord cu tratamentul propus. Dosarul astfel întocmit este depus la casa de asigurări de care aparține pacientul. La casa de asigurări se întâlnește o dată pe lună comisia de experți. Aceștia analizează pe rând fiecare dosar și iau o decizie dacă aprobă sau nu tratamentul. Decizia este transmisă înapoi caselor județene de asigurări de sănătate și ajunge atât la pacient cât și la medicul curant. O noutate în acest sens este și faptul că investigații de tipul PET-CT se fac în câteva centre medicale din țară cu care casa de asigurări Giurgiu are parteneriate încheiate. PET-CT-ul este o investigație de înaltă rezoluție. Este tomografia prin emisie de pozitroni și tomografie computerizată. Această analiză este decontată prin casa de sănătate și nu există foarte multe echipamente la nivelul țării. Noi, Casa Giurgiu, avem încheiat contract cu Bucureștiu, cu Brașov și Oradea. Prin aceste investigații, pacienții aflați în evidențele oncologice și pentru care medicul solicită efectuarea ei, oferă informații rapide și complete referitoare la localizarea formațiunilor tumorale și metabolismul acestora. Costul unei astfel de investigații este de 4.000 de lei. În acest an, Casa de Asigurări a primit 32.000 de lei, ce acoperă costul a 8 investigații de acest gen.